Și din al doilea motiv, câțiva politicieni irresponsabili au fost foarte cointeresați și au încercat în toate aceste săptămâni să instige și să provoace o criză uriașă a deșeurilor în municipiul Chișinău. Toți acești politicieni, unii din ei care se numesc reprezentanți ai societății civile, dar de fapt sunt și ei parte a unor formațiuni politice, au tot mers pe la Țânțăreni să cheme oamenii la proteste, asigurându-i că dacă veniți voi, ne alăturăm și noi. Îmi pare rău că în Republica Moldova avem asemenea forțe politice care vor să crească pe baza necazurilor altor oameni. Vreau să-i avertizez că așa formațiuni politice și așa politicieni nu vor rezista foarte mult. Pentru că nu poți să-ți construiești o carieră politică pe necazurile altora. Și mai ales atunci când vorbim de necazurile propriilor noștri cetățeni. Vreau să cunoască foarte bine că dacă vor continua să facă această mizerie, vom face public numele lor și să se aștepte că orășenii, chișinăuienii, le vor duce gunoiul la domiciliile lor.